Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta la epistola lui Pavel către filipeni, același text ca și data trecută și vedem că acest cuvânt minunat al lui Dumnezeu ne descoperă cea mai minunată persoană și lucrarea lui. Să aveți în voi gândul acesta, filipeni, capitolul 2, începând cu versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus, el, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de o cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru că Aduceți-vă minte de decretul acesta. În numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri. Am spus data trecută că în ceruri Hristos este catalizatorul de bucurie și de laudă. Al celor din ceruri de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos... Aleluia, Doamne, slavă ție, că Isus Hristos este Domnul. Astfel, prea după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră. Amin. Vă invit cu respect să vă așezați. Am avut o săptămână încărcată, dar cu multă putere spirituală. Am avut parte ieri de un eveniment deosebit. Ne-am bucurat și ieri de slujirea fraților noștri, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Cred că surorile au plecat acasă, acasă pline, de, pline de bucurie după sărbătoarea aceasta extraordinară în care Dumnezeu și-a revelat din nou cuvântul, intențiile sale, promisiunile sale față de surori. Să știți că și frații au beneficiat de multe lucruri noi și noi ne-am bucurat de bucuria dumneavoastră. Astăzi, din nou, suntem la părtășie, într-un cadru deosebit, într-un sentiment de victorie. Prezența lui Dumnezeu este vizibilă în mijlocul nostru. M-am uitat în timpul închinării și am văzut că cei mai mulți dintre dumneavoastră, să știți că cei care nu s-au închinat, au fost umbriți de cei care s-au închinat. Și m-am uitat la dumneavoastră și am văzut entuziasm, am văzut lacrimi pe obraz, am văzut bucurie, am văzut speranță, am văzut cum atitudinea celor triști a fost prefăcută în bucurie, am văzut cum atitudinea celor apăsați a devenit o atitudine de exteriorizare a speranței în Isus Hristos și am văzut o mulțime de oameni care au proclamat numele lui Isus Hristos într-un mod corect în dimineața aceasta. Dragilor, am început o serie de mesaje despre puterea extraordinară a Domnului nostru Isus Hristos. Și am vorbit data trecută despre faptul că istoricii, toți istoricii, confirmă existența Domnului nostru Isus Hristos, însă nu au echiparea necesară pentru a vorbi despre El. Ei. ei pot vorbi într-un mod istoric despre o personalitate care a trăit, care a fost deosebită în intențiile sale, despre un personaj care a avut puteri miraculoase, un filantrop deosebit, Însă să spuneam data trecută că noi creștinii fiind născuți din nou putem să vorbim despre Dumnezeu diferit. Putem să vorbim despre Domnul Iisus Hristos nu doar ca despre un personaj istoric ci putem vorbi ca despre mântuitorul nostru personal. Ca despre Dumnezeul vieții și-a tot puternic. Și am spus data trecută că în vremurile acestea pe care le trăim majoritatea oamenilor caută să-l placeze pe Domnul Isus Hristos în experiențele lor sărace de viață. Fiecare om caută să-L tragă pe Hristos și să-L adapteze mentalității, educației, modului în care ei gândesc viața religioasă. Noi, ca și Biserica lui Hristos, avem menirea să-L punem pe Hristos la locul de cinste, acolo unde El trebuie să fie ca Domn al Domnilor, ca împărat al împăraților și ca rege al regilor. Și în momentul în care noi cunoaștem puterea lui Dumnezeu, am spus că primul lucru pe care trebuie să-l facem este acela de a ne pleca înaintea Lui. De a ne pleca înaintea Lui. De ce trebuie să ne plecăm înaintea Domnului nostru Isus Hristos? Dragilor, pentru că este singura persoană în dreptul căreia Dumnezeu a emis un decret o hotărâre care nu poate fi schimbată de toate hotărârile de guvern și hotărârea aceasta lui Dumnezeu, decretul lui Dumnezeu spune în felul următor, orice genunchi se va pleca înaintea lui. Dragilor, să știți că atunci când Dumnezeu a decretat, un decret înseamnă, dacă vreți, intenția lui Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu. Și spuneam data trecută că Dumnezeu a stabilit cele mai bune scopuri pentru oameni. Și apoi a pregătit și cele mai bune mijloace ca oamenii să atingă acele scopuri. Mijlocul prin care noi putem atinge acele scopuri extraordinare este Hristos. Calea într-acolo este Hristos. Și este singura persoană din întreaga istorie consemnată, în dreptul căreia Dumnezeu a rostit un decret, o hotărâre, un sfat înțelept. În numele Lui se va pleca orice genunchi. Deci ne plecăm genunchi înaintea Domnului nostru Isus Hristos datorită decretului care este veșnic și care este în vigoare. Spuneam data trecută pe de altă parte că dincolo de faptul că în aceste decrete descoperim dragostea lui Dumnezeu, descoperim și seriozitatea lui Dumnezeu. Pentru că Domnul a zis pe viața mea mă jur că orice genunchi se va pleca. Cine nu se pleacă înaintea lui Hristos în ziua Harului va fi aplecat în mod forțat în ziua judecății. Astfel, astăzi este o zi a Harului și noi ne plecăm înaintea Lui recunoscându-L pe El și dându-I Lui toată slava. Apoi am spus data trecută, dragilor, dincolo de faptul că este singura persoană din istoria consemnată în dreptul căruia a decretat, Dumnezeu a decretat, tot astfel este singura persoană vrednică de închinarea noastră. Cine nu se închină lui Hristos, cuiva tot se închină materialismul, consumerismul, plăcerile, divertismentul, vicile, patimile, dorințele carnale. Cineva ne fură închinarea. Astfel ne închinăm înaintea lui Hristos pentru că este unicul care merită închinarea noastră. Pe de altă parte, dragilor, să știți că nu există neutralitate între acești doi stăpâni, ori Hristos, ori diavolul. Dacă nu-i oferim închinarea noastră lui Hristos, care ridică și înalță viața noastră, uneori, în mod involuntar, diavolul ne fură închinarea și coboară viața noastră, ne ține sub călcâiul lui milos. Biblia spune că numele lui Isus Hristos este mai presus de orice nume, este unicul vretnic de închinare. De ce să dăm închinarea noastră unor lucruri care nu merită? De ce să lăsăm ca patima să consume energia noastră? De ce să lăsăm ca dorințele acestea păcătoase să ruineze viața noastră? De ce să lăsăm pe diavolul să stăpânească viața noastră când închinarea înaintea lui Iisus Hristos vorbește și despre o înălțare a vieții omului? Pentru că cine se smerește, spune Biblia, va fi înălțat. Și cine caută să se înalțe în viața aceasta, va fi coborât. Tot astfel am spus, dragilor, data trecută că ne plecăm genunchiul înaintea Lui pentru că este unicul salvator. Nu este niciun alt nume în istorie în care să existe mântuire în afară de numele Lui Isus Hristos. Lumea aceasta este ca o corabie care stă să se scufunde, spuneam data trecută. Și, dragilor, singura soluție pentru uh, distrugerea omenirii și a vieților oamenilor fără Dumnezeu este Isus Hristos este unicul salvator. Nu mai căutați în arhivele istorice vreun personaj puternic care să vă izbăvească. Niciunul nu are puterea să vă izbăvească. Probabil militar, probabil economic, probabil politic, dar spiritual, unul singur poate să vă salveze și numele Lui este Isus Hristos. În dimineața aceasta mergem mai departe, dragilor, și vom învăța să proclamăm numele Lui Isus Hristos. Cunoscând puterea extraordinară a Domnului Hristos, primul lucru pe care îl facem, ne plecăm înaintea Lui. Și după ce ne plecăm înaintea Lui, ne ridicăm să proclamăm numele Lui. Astfel, cine nu se pleacă înaintea Lui și nu trece prin experiența nașterii din nou, nu poate să proclame corect numele Domnului nostru Isus Hristos. Astfel, în dimineața aceasta vom învăța să proclamăm corect numele lui Isus Hristos. Lumea aceasta în care trăim, să știți că nu duce lipsă de vorbitori religioși. Mulți vorbesc despre Domnul Isus Hristos. Există multă religie organizată în jurul acestui nume, însă problema vitală, care a persistat cumva în toate generațiile și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a scos din contextul acesta, este următoarea. Foarte mulți oameni rostesc numele Domnului Isus Hristos de pe buze, dar cu inima sunt departe de el. Biblia spune, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească basme, tradiții, obiceiuri, trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, să-l punem pe Hristos acolo unde este locul, în centrul existenței creației și în centrul existenței vieții noastre. De asemenea, sunt oameni care propovăduiesc numele Domnului Isus Hristos din spirit de competiție, spune apostolul Pavel. Competiție, dispute între culte, între predicatori, dispute între preoți, apostolul Pavel vorbește despre lucrul acesta. O altă mare tragedie din interiorul creștinismului este aceea că mulți rostesc numele Domnului nostru Isus Hristos, dar în mod paradoxal se închină lui Mamona. În mod paradoxal sunt o mulțime de creștini care rostesc duminica numele lui Isus Hristos, iar toată săptămâna se închină lui Mamona. Este o realitate prezentă care trebuie să fie schimbată în cadrul creștinismului, dragilor. Vedeți, sunt oameni care propovăduiesc din dorință de câștig mârșav. Aceștia au făcut din Dumnezeu un fel de bancomat la care pot apela doar pentru un câștig, doar pentru prosperitate. Și în caz că bancomatul nu le mai oferă, nu le dă ceva, ei nu mai proclamă, ci proferă. Pe de altă parte există o mulțime de mișcări care tot proclamă și nu se întâmplă nimic. Ei tot proclamă și nu se întâmplă nimic. Uneori ca și prorocii lui Bal, Proclamări nerealiste, proclamări materialiste, uneori exagerare cu privire la vindecare, proclamă bani, proclamă posesiuni materiale. Într-un oraș din țara noastră, dragilor, să știți că există o mișcare care văd că se răspândește tot mai mult și nu vine din România, dar se instaurează și în țara noastră. Este un personaj care a zis că uh, are cineva un portofel la el, promit că nu vă iau banii. Cine are un portofel la el? Hai să vedem. Uite, avem deja aici un portofel. Azi să vedem dacă funcționează lucrul acesta. Deci există mișcări de genul acesta care spun că poți să-ți iei portofelul și să proclami în numele lui Iisus Hristos bani în portofel. Hai să vedem. Alexandra, îmi pare rău. Nu, cred că mai bine îmi dădeai o poșetă, să proclamăm bani ca să se încarce poșeta ar fi fost mult mai bine. Vedeți, noi întâmpinăm multe dificultăți și din punctul acesta de vedere. Ar fi simplu, nu? Proclam bani. Am văzut o altă persoană care a făcut ungere portofelului. Dragilor, proclamări materialiste. Te rog. Vedeți? Întotdeauna Scriptura n-a încurajat lenia. Biblia a spus cine nu muncește, nici să nu mănânce, spune cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia zic, păi da, dar nu spune Biblia că Dumnezeu va da pâinea ca în somn prea iubiților lui? Sigur că Dumnezeu va da pâinea ca în somn prea iubiților lui, dar uh, versetul acesta nu încurajează lenia. Întotdeauna Biblia descurajează lenia. Sigur că e ușor să proclam în portofel bani, în poșetă bani, că nu mai avem. Hai să proclamăm că noi oricum avem multe cheltuieli de acoperit, trebuie să extindem, trebuie să cumpărăm o mașină, ar fi fost simplu. Am proclamat, dar de ce să proclamăm bani când putem să proclamăm direct mașina? Proclam o mașină în parcare. Dragilor, este o sfidare la adresa lui Dumnezeu. Trebuie să fim înțelepți, să știți, dragilor, că versetul acesta pe care se bazează mulți, că Dumnezeu le dă pâinea ca în somn, cumva esența versetului respectiv este următoarea. Dacă lucrăm independent de Dumnezeu, nu ajungem nicăieri. Dacă ne construim viața fără Dumnezeu, dacă muncim fără Dumnezeu, vom munci și vom trăi în zadar. Să nu mai spun că Biblia zice să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Mai există o tendință periculoasă, proclamări ca formă de ordin dat lui Dumnezeu. Proclam acum să-mi dai terenul respectiv, să-mi dai banii respectiv, să-mi dai bunurile materiale. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, este logic ce fac acest oameni? Acești oameni, v-ar plăcea să vină copiii dumneavoastră și să vă zică proclam 100 de euro proclama și aceea de 1000 de lei, că nu, copiii noștri nu mai vor adidași de 100 de lei, vor adidași de 1000 de lei, că au unde să se uite și să vadă. Proclam bicicletă. Ce ați spune dumneavoastră? Că e un gest de răsfăț și de o, să nu spunem, de o brăznicie. Eu nu-i proclam lui Dumnezeu, proclam să-mi dai și dacă nu-mi dă, profer după aia. Nu merge, dragilor. Noi nu putem să, înaintea lui Dumnezeu, noi cerem cu smerenie, înaintea. Proclamăm, dacă vreți, când avem autoritate, înaintea demonilor, înaintea puterilor întunericului, putem să proclamăm atunci când păcatul caută să ne câștige. Acolo să proclamăm autoritate. Nu în fața lui Dumnezeu. Eu mă duc în fața tatălui meu și zic, proclam o mașină. Dar că mi-o să -mi zic că ai mai fost pe la doctor. Nu putem face treaba aceasta, dragilor. A proclama înseamnă a anunța ceva în mod solemn și oficial, a aduce la cunoștință publică un fapt de mare importanță și de interes general. În dimineața aceasta, sigur, ca o ilustrație, încerc să vă ajut să, să, să mergeți cu mine în zona aceasta. Luați cel mai înalt punct al existenței dumneavoastră și, într-un mod solemn, așezați-vă pe punctul cel mai înalt al vieții voastre, pentru că primul lucru pe care îl învățăm în dimineața aceasta este următorul. A proclama înseamnă a te declara urmași a lui Isus Hristos. Luați cel mai înalt punct al existenței dumneavoastră. Suiți-vă acolo și proclamați cât puteți de tare. În mod public că Isus Hristos v-a schimbat viața și că de astăzi sunteți în calitatea de urmași ai Domnului nostru Isus Hristos. Binecuvântat să fie în numele Lui. Astfel a anunțat în mod solemn și oficial, a aduce la cunoștința publică un fapt de mare importanță și de interes general că ați devenit urmașii lui Isus Hristos. Iată un mod bun de a proclama numele lui Isus Hristos. Vedeți, sunt o mulțime de oameni care vor să se boteze pe ascuns. Sunt o mulțime de oameni care vin la biserică pe ascuns. Sunt o mulțime de oameni care vor să trăiască viața pe ascuns. Nu cred într-o astfel de viață de credință. Un urmaș al lui Hristos declară public lucrul acesta. Deci când noi rostim numele lui Isus, declarăm public că am devenit urmașii Domnului nostru Isus Hristos. Dragilor, când am venit la credință în anul 2007, unii ziariști au încercat să arunce o umbră asupra convertirii mele, însă Dumnezeu a făcut să răsară un soare asupra convertirii mele. M-a sunat cineva de la un ziar și mi-a zis, Alin, eram prieten. Am înțeles că a intrat într-o sectă, că nu mai mănânci carne de porc și că nu te mai uiți la televizor. și i-am zis, măi Răzvan, hai să spun ceva. Când ai disponibilitate, cheamă-mă la o friptură de porc, că o să vin, o să vezi că o să vin. N-am, nu m-am oprit. Pe de altă parte, să mă uit la televizor, mă uit dacă este ceva de interes, ceva care să mă informeze corect și să ridice calitatea vieții mele. Dacă nu, mai bine citesc, mai bine... Și acum iartă-mă, tu ești ziarist, ești. ar fi trebuit să faci distinția între o sectă și un cult. A, sunt în cultul penticostal, nu este o sectă în afara legilor guvernamentale, da, suntem aprobați de lege. Și apoi am făcut o declarație publică extraordinară. Andrei, poți să pui fotografia respectivă? Acesta este dintr-un ziar anume care a fost preluat. Este adevărat, vedeți acolo, unul dintre cei mai valoroși gimnași, lotul național, Alin Jivan, ca să nu ziceți că e altcuiva declarația. Este adevărat că m-am pocăit pot spune doar că Isus, Hristos mi-a schimbat viața. A proclama înseamnă a te așeza pe cel mai înalt punct al existenței tale și a proclama, a spune tuturor, în auzul tuturor, că ai devenit urmașul lui Isus Hristos. Dragilor, vă întreb în dimineața aceasta, știu colegii dumneavoastră că sunteți creștini? Știu vecinii dumneavoastră că sunteți creștini? Știu prietenii dumneavoastră că sunteți la biserică, la pocăiți în dimineața aceasta? Știți că sunt unii oameni care vin pe ascuns și zic, mie îmi place închinarea, mie îmi place muzica, beneficiază de prezența lui Dumnezeu și apoi tot pe ascuns, tiptil, se duc acasă. Sunt oameni care vin și ne trag de mâine că vreau să mă botezați, da, în ascuns, să nu mă vadă nimeni. Dragilor, a proclama numele lui Isus Hristos înseamnă a te ridica pe cel mai înalt punct al existenței tale și a spune public că ai devenit urmașul lui Hristos. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Haideți să vedem, dragilor, ce face un urmaș al lui Hristos ca să nu fim în eroare, pentru că astăzi ne risipim într-o mulțime de idei religioase și nu mai știm care sunt adevărații urmași al lui Hristos. Întâi de toate, un urmaș al lui Hristos îl recunoaște pe el ca domn, nu ca pe o experiență, nu ca, un personaj, ca pe un personaj istoric, îl recunoaște pe el ca domn spune în felul următor, a proclama mai înseamnă și a acorda cuiva în mod oficial un titlu, un drept, o calitate. Și acest titlu, acest drept, această calitate este următoarea, Iisus Hristos este Domnul. Deci a proclama mai înseamnă, dragilor, al recunoaște pe El ca Domn. Când spunem Iisus Hristos este Domnul, îi acordăm lui calitatea aceasta. Îi acordăm lui titlul acesta și anunțăm public că el a trecut la comanda vieții noastre, că el guvernează viața noastră, că el conduce viața noastră și din declarația aceasta derivă o mulțime de privilegii. Când proclamăm numele lui... Spunem în felul următor, până acum era patima care conducea viața noastră, era dezastrul care conducea viața noastră, era haosul care conducea viața noastră, era diavolul care stătea la pupitul și apăsa pe butoane și spunea, ceartă-te, înjură, fumează, bea, destrăbăleză-te, curvește, fă toate prostiile astea. Dar acum când proclamăm numele lui Isus Hristos, spunem în mod public că Hristos a preluat comanda. Și El este la pupitul de comandă al existenței noastre. El conduce viața noastră, El guvernează viața noastră. Și acest lucru, dragilor, să știți că este un motiv de bucurie, nu un motiv de rușine. Pentru că oricine se va rușina de mine, a spus Domnul Isus Hristos, și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții, împreună cu sfinții Ungeri. Cei din biserica noastră știu acest exemplu, dar vreau să-l redau astăzi. 2007, încă sportiv în lotul național de gimnastică, cu cei mai buni gimnaști din țară, unii dintre ei și din lume. Toți au aflat despre convertirea mea. Numai că știți cum sunt oamenii. Caută întotdeauna să ridiculizeze, să mai glumească așa, să... Și eram la antrenament, sigur că la început eram mai timorat, mai fricos un pic, mai și au început doi sportivi renumiți să strige în sală după mine, în timp ce mă pregăteam, Emanuel, să știi ce trebuie să faci. Iată, și el e sportiv. Au început să strige după mine în public, acolo în sală, cu tot colectivul de antrenori, cu psihologi, cu colegi, robului Dumnezeu, robului. Sigur că prima intenție a fost una de rușine și de revoltă. Mi-am adus aminte Bă, o leacă de Kung Fu, mai știu și eu. Dar nu e cea mai bună idee. Nu e cea mai bună idee. Pentru că eu vreau să mă așez cât pot de sus și să proclam că Isus Hristos este Domnul meu. Și să spun în mod public că am devenit urmașul Lui. Și m-am rugat și -am zis, Doamne, dă-mi înțelepciune să câștig situația aceasta. Și Dumnezeu mi-a dat înțelepciune. Dintr-o dată dispărut teama, rușinea și le-am zis colegilor care au strigat după mine, roaba lui Dumnezeu, robul lui. -am zis, băieți, Veniți un pic că vă explic eu ce înseamnă să fii rob al lui Isus Hristos. Și au venit, s-au strâns colectivul de antrenori și dintr-o dată am devenit evanghelist. Și am zis, Doamne, lăudați să fie Domnul. Am cea mai bună audiență, cei mai tari sportivi din țară, antrenori, colectivul de medici și ce mai erau pe acolo. Și am zis, haideți să vă spun ceva. Biblia spune că orice lucru care pune stăpânire pe tine, te robește. Devii sclavul acelui lucru. Există o patimă în viața noastră care ne îngenunchează? Să știți că fură închinarea noastră. Devenim sclavi. Devenim robi. Patimile, viciile, diavolul și zic eu nu pot să mă ascund că împreună cu voi le-am făcut. De unele am vrut să scap și n-am putut. În schimb, Biblia zice, Domnul Hristos zice că eu sunt calea, adevărul și viața. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi vă va face liberi. Acum dați-mi voie să vă spun că l-am întâlnit pe Isus Hristos și Isus Hristos mi-a schimbat viața. A fi rob al lui Hristos înseamnă să fii liber de patim, de vicii și de diavolul care a torturat și a agresat viața mea. Un rob al lui Hristos este un om liber de toate acestea. Acum întrebarea mea pentru voi, am zis, dragi colegi, voi ai cui rob sunteți? Dintr-o dată Implozii și explozii. Exploziile s-au văzut prin faptul că s-au roșit la față toți. Și când ai implozie, se vede în afară cumva starea de spirit. Dragilor, vedeți cât de frumos este faptul că putem să-l proclamăm pe Isus Hristos în mod public. Știți ce spune Biblia? Biblia spune în felul următor. Voi erați morți, cu toate că mergeam la serviciu, cu toate că ne îmbrăcam bine. Cu toate că vorbeam, cu toate că raționam, cu toate că um, eram activi în spațiul public, Biblia spune: Voi erați morți. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Apostolul Pavel le amintește cititorilor săi, neevrei, că înainte de convertirea lor, aceștia erau morți, erau depravați, erau diabolici și neascultători. Erau morți din punct de vedere spiritual, ca urmare a păcatelor și a fără de legilor lor erau pur și simplu departe de fața lui Dumnezeu, oamenii aceștia, neavând nicio legătură vitală cu Dumnezeu. Cauza morților o constituiau păcatele și fără de legile. Efesenii fuseseră peste măsură de depravați, cu totul morți duhovnicește. Spune cuvântul lui Dumnezeu că ei trăiau odinioară după mersul lumea acestea. Adică ce făceau? Se conformau Duhului acestui viac, complăcându-se în păcatele specifice epocii în care trăiau, cum și noi de altfel am făcut la fel. Dragilor, lumea aceasta are o matriță, știți ce este o matriță? Și în matrița aceasta, diavolul îi toarnă pe toți adepții ei. Este o matriță a înșelăciunii, a imoralității, a nelegiuirii, a egoismului, a violenței, a răzvrătirii, exact așa cum erau efesenii și exact așa cum eram și unii dintre noi înainte să ne întoarcem la Hristos. Comportarea unora dintre noi și comportarea Efesenilor a fost una diabolică pentru că îl urmau pe prințul acestui uh, văzduh, pe prințul întunericului. Ascultau de bunăvoie de acest Dumnezeu al Veacului. Așa eram și noi, spune Scriptura. Neascultători, umblând după Duhul care lucrează acum în Fiii Neascultării, zăcând în valea ombre morții, dar există un dar. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Există un dar care anunță un miracol extraordinar. Și nu doar un miracol extraordinar, care anunță și o transformare remarcabilă la care nicio cenușăreasă nu s-a putut ridica vreodată de la o stare atât de umilă la bogăție atât de extraordinare, dar, spune apostolul Pavel, ați fost așa? Morți în greșelile voastre, diabolici în intențiile voastre, dar! Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea, cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Și lucrurile s-au schimbat El a trecut. Să guverneze viața noastră. La pupitul de comandă al vieții noastre. Ne-am viat din starea aceea de moarte și de depravare. Ne-a înviat din punct de vedere spiritual și acum nu suntem doar persoane umblătoare, suntem ființe vii pentru că Duhul lui Dumnezeu este în noi. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus ca să arate în viacurile viitoare nemărginita bogăția Harului Său în bunătatea lui față de noi, în Hristos. Hristos ne-a luat din blestem, din moarte, din distrugere, din comportamentul acela deviant, ne-a luat din mocir la păcatului și ne-a înălțat pe culmile cerești. Astfel, în dimineața aceasta, proclamăm numele lui Isus Hristos și -i acordăm acest titlu. Spunem public că El a ridicat viața noastră, că El a iertat păcatele noastre, că Isus Hristos este autorul salvării noastre, că El este autorul restaurării vieții noastre, că Isus Hristos este Domnul. Deci un urmaș al lui Hristos, întâi de toate lor, îl recunoaște pe el ca Domn. Ce mai face un urmaș al lui Hristos? Pentru că suntem în confuzie. Trăim într-o țară în care 90% din oameni spun, noi suntem creștini. Un urmaș al lui Hristos are experiența supranaturală și revelația că Isus Hristos este Domnul. Pe de altă parte, un urmaș al lui Hristos, să știți că lasă totul și merge după El. Când Domnul Iisus Hristos a intrat în contact cu acei oameni care au devenit apostoli și ucenici ai Lui, Biblia spune că i-au lăsat corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după El. O problemă deosebită pentru mulți dintre noi. I-au părăsit totul și au luat decizia să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Problema creștinilor de astăzi e că nu mai lasă nimic nu mai renunță la nimic pentru a-L urma pe Domnul Isus Hristos. În schimb, ucenicii și-au părăsit slujba și-au părăsit cariera, mijloacele de existență pentru a-L urma pe El. Să știți, dragilor, că sunt momente în care Domnul Isus Hristos ne cheamă să renunțăm la totul pentru El. Știți că au fost aici misionari care au plecat în India, în țările arabe, unde Evanghelia n-a fost propovăduită. Și mulți dintre ei au zis, ne-am lăsat cariera, ne-am lăsat profesia, am lăsat totul și vrem să mergem acolo să-L propovăduim pe Domnul nostru Isus Hristos. Dar sunt momente în care Dumnezeu nu ne cheamă să ne lăsăm cariera, să ne lăsăm profesia, să ne lăsăm locul de muncă, să abandonăm unele relații, ci ba din potrivă. Dumnezeu nu va zice niciodată, părăsește școala. Niciodată. Dumnezeu nu va zice niciodată, lasă de facult, niciodată nu va face asta. Uneori Dumnezeu ne va ține acolo ca să devenim o mărturie pentru El, să devenim o mărturie pentru El. Am rămas în lotul național de gimnastică încă patru ani de la convertire. Opt persoane au venit la credință. Și toți ceilalți au intrat în contact cu Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Uneori Dumnezeu ne va ține exact acolo unde suntem, în slujba noastră. Dumnezeu ne va ajuta să fim o mărturie și să luminăm acolo în familia noastră, în școală, în facultate, ca să dăm mărturie de Domnul nostru Isus Hristos. Renunți la carieră, doar dacă nu este potrivită cu Evanghelia. Renunți la locul de muncă, doar dacă nu este potrivit cu Evanghelia și cu calitatea de a lui Hristos. Și am să vă dau un exemplu. Am fost cu soția Într-o țară și am fost cazați la o familie acasă. O familie aparent frumoasă. Părinții tineri, trei copii, am vorbit despre Dumnezeu. A doua zi urma să avem -aveam o slujire în țara respectivă, într-un oraș anume, și seara, după ce am mâncat și ne pregăteam să mergem la culcare, mai dintr-o dată am văzut soția acestui frate îmbrăcată foarte sumar, la ora 10, seara, 22, foarte aranjată, foarte cochetă, deja pe picior de plecare, sigur că mi-a atras atenția, m-am uitat la ea și dar unde pleacă la ora 10, îmbrăcată așa sumar? Acum iertați-mă că spun, o fustiță așa scurtă, femeie credincioasă, și îmi zic, ceva nu-i în ordine aici. A plecat, a zis că se duce la muncă. Ați zis, Doamne, poate lucrează la un spital, e în tură de noapte, e... Când a plecat, l-am întrebat pe soțul ei, zice, dar unde se duce soția ta? Zice, a, se duce la muncă, soția mea. Dar ce lucrează soția ta? A, zice, lucrează într-un bar de noapte, acolo se câștigă bine și am făcut un compromis acum ca să putem să ne acoperim niște cheltuieli pe care le avem. Și a trebuit să-i spun sincer, am zis, faci o greșeală enormă. Aș mânca pământ în casa mea. Aș mânca iarbă de pe câmp, dar n-aș lăsa niciodată soția mea să lucreze într-un bar de noapte, unde vin bețivi, unde vin oameni puși pe scandal, unde vin bărbați care și-au părăsit soțiile acasă, într-un context mizerabil. Cum poți să-ți lași soția? Tu ești slujitor al lui Dumnezeu. Cum să-ți lași soția într-un bar de noapte? Mai bine o casă cu pâine uscată decât cu bani mulți și să-ți pierzi familia. A rămas pe gânduri. M-am întors după câțiva ani în aceeași localitate, în aceeași țară, în contact cu aceeași persoană. Și dați-mi voie să vă spun că era un tată care își creștea singur copiii. Pentru că barul i a furat nevasta. Barul le-a furat familia. Păi când intrăm în astfel de contexte, suntem acoperiți spiritual. Când rămânem în prezența lui Dumnezeu, suntem acoperiți spiritual. Nu se cade nu se cade ca o femeie creștină. M-am întrebat, dar ce spirit era în ea când s-a îmbrăcat așa, când s-a pregătit, pentru cine s-a pregătit așa? Pentru familia ei, pentru viitorul ei sau pentru a atrage atenția oamenilor? Vedeți, dragilor, Domnul Iisus Hristos ne spune în dimineața aceasta că un urmaș al lui Hristos lasă totul și îl urmează pe el. Asta e problema cu care ne confruntăm cei mai mulți dintre noi, că nu mai lăsăm nimic pentru Domnul. Absolut nimic. Și dincolo de carieră, dincolo de profesie, dincolo de toate lucrurile acestea, ce spune în dimineața aceasta, dragilor, să lăsăm păcatul? Și să-L urmăm pe Domnul nostru Iisus Hristos, să lăsăm păcatul și să-L urmăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. O mulțime de creștini care vin, se convertește și se întorc la păcatele pe care le făceau odinioară. Și cuvântul lui Dumnezeu vine și spune în felul următor, dar acum lăsați-vă de toate acestea, lăsați-le, abandonați-le, pur și simplu îndepărtați-vă de ele, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică, care se deteriorează, se distruge, se nenorocește după poftele înșelătoare un urmaș al lui Hristos lasă totul și merge după el. Și pe de altă parte, un urmaș al lui Hristos trăiește zilnic pentru el. Nu are doar un moment de convertire și atât, ci are un stil de viață. Biblia spune, el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel care a murit și a înviat printre ei. A proclama, dragilor, înseamnă a declara public că suntem urmașii lui Isus Hristos și că El este Domnul. Un urmaș al lui Hristos, dragilor, un urmaș al lui Hristos îl recunoaște pe El ca Domn. Lasă totul! Dacă am avea entuziasmul creștinilor din primul secol, ar lua foc Bucureștiul. Au lăsat totul, ei și averile au lăsat, au lăsat absolut totul. Au venit, au pus la picioarele apostolilor, de aceea a luat foc lumea. Țineți minte ce vă spun, niciodată nu va lucra Dumnezeu cu niște oameni care agonisesc, care își umple hambarele. Un mare predicator evanghelist, David Wilkerson, a avut mai multe posesiuni materiale și când a înaintat în misiunea de a vesti cuvântul lui Dumnezeu, când a văzut câte posesiuni materiale scumpe avea, le-a vândut pe toate și a pus bani în lucrarea lui Dumnezeu, ca lucrarea lui Dumnezeu să meargă înainte. Cu astfel de oameni Dumnezeu lucrează într-un mod extraordinar. Pe de altă parte, dragilor, mergem mai departe în dimineața aceasta. A proclama numele lui Isus Hristos, și acesta este un lucru extraordinar, înseamnă a revendica făgăduințele sale. A proclama numele lui Isus Hristos înseamnă a revendica făgăduințele sale. La 2 iunie 1960, un copil de 8 ani a fost găsit stând pe o stâncă, la circa un kilometru departare de lacul Tarton, dintr-o localitate din Canada. Este o întâmplare adevărată. Avionul în care călătorise el și tatăl său se prăbușise. În urma impactului, avionul a luat foc, iar tatălui a murit. Supraviețuind ca prin minune, micul Walter a așteptat 15 zile lângă grămada de fiare a aparatului. Era epuizat. Foamea l-a dus în pragul delirului și când a fost descoperit, fiți atenți, salvatorii au fost mirați să vadă că băiatul stătea lângă cutia de supraviețuire a aparatului care conținea 20 de rații zilnice, fără ca el să știe de acestea. Dragilor, o mulțime de creștini care sunt pe moarte, deși stau lângă pâinea vieții. Domnul Iisus Hristos a zis, eu sunt pâinea vieții, adevărata pâine care se coboară din cer și dă lumii viață. Mulți oameni sunt pe moarte, deși stau lângă pâinea vieții. O mulțime de oameni care însetează, deși stau lângă apa vieții. Mulți sunt pe moarte, deși stau lângă cel ce este viu în vecii vecilor. Sunt o mulțime de oameni neputincioși, o mulțime de creștini neputincioși, deși stau lângă cel tot puternic. Sunt o mulțime de bolnavi deși stau lângă vindecătorul. Sunt o mulțime de oameni care au Biblia la sub dar nu au în inimă. Sunt o mulțime de oameni în deznădejde deși au toate promisiunile lui Dumnezeu. Și toate promisiunile lui Dumnezeu sunt așa min și sunt pentru noi. Noi suntem destinatarii promisiunilor lui Dumnezeu. A proclama numele Lui Hristos înseamnă a revendica promisiunile sale. În ADN-ul fiecărui creștin, în adn fiecărui copil al Lui Dumnezeu, trebuie să existe aspirația aceasta de a păși plin de curaj, acolo unde Dumnezeu ne-a chemat și ne-a făgăduit, pentru că viața credinciosului, dragilor, trebuie să fie ca o cărare, o cărare peste care lumina strălucitoare a Lui Dumnezeu crește și strălucește și merge și se intensifică în volum. Dumnezeu ne cheamă să revendicăm promisiunile sale în pieptul fiecărui credincios, în inima dumneavoastră, trebuie să existe dorința de a revendica toate promisiunile lui Dumnezeu. Nu se poate să venim la biserică, să spunem că Isus Hristos este Domnul vieții și noi să fim morți din punct de vedere spiritual. Nu putem să spunem că Isus Hristos are putere și noi tot slăbiți să plecăm acasă. Nu putem să spunem că Isus este vindecătorul și noi tot bolnavi să plecăm acasă. Dragilor, locul acesta este plin de viață. Dacă ai venit în dimineața aceasta și simți că este într-o stare de leșin, simți că ești gata să mor din punct de vedere spiritual, dă voie să spun că lângă tine este Domnul vieții. Binecuvântat să fie numele lui. Vedeți, tragedia viacurilor este că foarte mulți creștini s-au pierdut undeva pe drumul dinspre Egipt, spre Canaan, și rătăcesc învârtindu-se într-un cerc prin pustiul formalismului arid, a unei vieți plictisite și lipsite de sens. Cum spuneam când vorbeam despre Iosua, că țara nedescoperită în magnitudinea și splendoarea ei așteaptă să fie cucerită de cei care nu au încetat să o caute. Împărăția lui Dumnezeu să ia cu năvală, spune Domnul Isus Hristos. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și apoi toate celelalte lucruri. Noi căutăm toate celelalte lucruri și apoi ne gândim și la împărăția lui Dumnezeu. Ce paradox! Stăm lângă pâinea vieții și murim. Stăm lângă apa vieții și însetăm. Luăm Biblia la sub braț, dar nu în inimă. Avem cuvântul vieții, dar suntem înmormântați de cuvintele morții. Stăm ca și acel micuț lângă atâtea rații de binecuvântare și totuși murim. Ne aflăm în delir, moștenitor, dar ne comportăm ca niște cerșetori ca niște oameni care n-au nimic când de fapt avem totul în Hristos, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Spune Scriptura și noi am primit din plinătatea Lui. Har după har, dragilor, este vremea să se schimbe ceva. Este vremea să revendicăm promisiunile Lui Dumnezeu. Dar ca să revendicăm promisiunile Lui Dumnezeu, trebuie să cunoaștem ceea ce ne-a fost dat. Și abia atunci când citim cuvântul lui Dumnezeu, se de la o parte perdeaua și răsar promisiunile lui Dumnezeu care sunt extraordinare pentru noi. Când citim cuvântul lui Dumnezeu, intrăm în acțiunea și în spiritul profetic al acestei cărți care descoperă promisiunile lui Dumnezeu. Avem o mulțime de promisiuni în cuvântul lui Dumnezeu, promisiuni pe care trebuie să le revendicăm în dimineața aceasta, pentru că a proclama numele lui Isus Hristos înseamnă și a revendica în calitate de urmaș al lui Hristos. În calitate de beneficiar, înseamnă a revendica promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în locurile cerești. Dragilor, când avem de luat decizii grele, Biblia spune în Iacov 1,5 Dacă vreunul dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mostrare și ea va fi dată. Când treci prin lipsuri în viață, când treci prin lipsuri în viață, Biblia spune să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Pentru că trăim în România, trăim deseori crize. Asta e situația. Salariile în țara noastră sunt cum sunt. Când Florina era însărcinată cu al doilea copil, pentru că avea multe datorii, am încercat întotdeauna să dăm datoriile oamenilor. Florina era însărcinată, urma să nască și noi n-aveam niciun ban pus deoparte. Florina se îngrijora. Salariul meu deja îl cheltuisem, ne-am plătit datoriile și am rămas fără bani. Și atunci am zis, Doamne, în ultima instanță o să mai apelez la cineva. Și e viața în România. Și într-o zi, Mă sună cineva cu care vorbisem de mai multe ori și îmi zice Am venit în țară, vin spre București, sunt în Buzău. Mă duc sectorul 1 să schimb actele copiilor mei și au pierdut actele și trebuie să refac actele. Nu știam prea multe despre persoana aceasta. Florina era însărcinată, dar întotdeauna primitoare de oaspeți. Și în momentul respectiv i-am zis, păi și ai unde să dormi? Și să o să caut cumva un hotel în Buzău, mă opresc aici și după aia plec spre București dimineață. Și am luat decizia înainte să o întreb pe Florina. Și am zis, poți să vii la București și poți să vii să dormi la noi acasă. Am sunat-o pe Flori și am zis, Flori, și a o să fac curat repede. A aranjat casa. Pentru bărbații e mai ușor. Seara băiatul acesta a ajuns la noi acasă, i-am dat să mănânce, am vorbit cu el, i-am pregătit patul, l-am întrebat ce mănâncă dimineața și acum spre rușinea mea spun că mi-era lene să mă mai duc noaptea să-i cumpăr cerealele pe care el le mânca dimineața pentru că el mânca anumite cereale pe care noi nu le aveam acasă. Și mi-a zis, Flori, cum să nu te duci? Păi noi pe toți pe care îi primim în casă trebuie să-i primim ca pe Domnul Isus. Și m-am îmbrăcat, împins de la spate și de nevastă, și pe la 12 jumătate noapte am dus să cumpăr cerealele respective, că aveam un om al lui Dumnezeu în casa noastră. S-a pus a dormi, dimineața s-a trezit de vreme, a plecat spre sectorul 1 și de acolo trebuia să plece mai departe spre casă. Florina s-a trezit de dimineață și s-a dus în sufragerie să se roage, s-a pus pe genunchi, s-a rugat, a stat în prezența lui Dumnezeu, s-a ridicat de pe genunchi, s-a așezat pe canapea și s-a uitat spre o piesă de mobilier. Doamnele sunt foarte atente la detalii. În acea zonă, în piesa aceea de mobilier, era o foaie care era ieșită din context. Și Florina a zis, ce e cu foaia aceea acolo? Era o coală a patru îndoită. S-a dus Florina la piesa aceea de mobilier și a tras așa un pic de foaie. Și când a tras un pic de foaie, a văzut un teanc de lire. A și lăsat. Nici măcar nu s-a uitat. S-a pus pe genunchi și o fi zis și o fi uitat omul banii la noi. N-a pus mâna pe bani deloc. Poți să vii, maestră. În momentul respectiv, m-am trezit și eu dimineață. Și când m-am trezit dimineață, Florina plângea și îmi zice, vino un pic. Zice, du-te uite-te tu acolo, că eu n-am avut curaj să mă uit, să vezi ce e acolo. Și când am dus acolo, am luat foaia respectivă, erau 500 de lire, de 20 de lire, era un teang destul de gros. Șocoala a patru pe care scriam felul următor. Am avut 500 de lire pe care le-am pregătit să le dau cuiva în numele Domnului. În timp ce m-am pus în pat, Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a zis să vă dau vouă banii aceștia. Când treci prin lipsuri, el a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Când te simți copleșit, adu-ți aminte de promisiunile lui Dumnezeu. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire. Ca să vă dau un viitor și o nădejde, când te confrunți cu descurajare, când îți faci griji, când îți pierzi locul de muncă, când ai sentimente de inutilitate incertitudine cu privire la scopul vieții. Când treci prin depresie, când problemele se năpustesc asupra ta, să știi, dragul meu și draga mea, că toate răspunsurile acestea le găsești în cuvânt. În cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fii în cuvânt. În mod regulat trebuie să fii în cuvânt. Trebuie să fim în cuvânt și vom putea revendica promisiunile sale. Auzi. Pentru că numele lui Isus are putere are putere și de a evoca semne și minuni care să curgă peste viața noastră. Îl vedem pe Petru și Ioan ducându-se la templu și aici desfințăm Evanghelia Prosperității. Ajung oamenii aceștia într-o situație în care întâlnesc un cerșetor. Și Apostolul Petru spune în felul următor, nu funcționează aia cu proclamarea banilor în portofel. Spune Scriptura că Pavel și Ioan n-au avut bani. ăștia au mulți, tot proclamă și au mulți. Spune, uite, nu, ce aur și argint, nici bani avem Ia uite. Avem datorii la bancă, dar avem ceva. Avem numele lui Isus Hristos. Și au început să revendice promisiunile sale, promisiunile lui Isus Hristos. Cine rostește numele acesta are parte și de, de miracole, de, lucrări supranaturale. Rostește în numele lui Isus Hristos în dimineața aceasta. Ești în faliment, n-ai bani, n-ai nimic, ai probleme, ai numele lui Isus Hristos. Și numele lui Isus Hristos poate să însemne în dimineața aceasta chiar și schimbare de povestea vieții dumneavoastră. Din cea mai mare tragedie, El se vă ridice pe cele mai înalte culmi pentru că există un dar. Dar Hristos ne-a luat de acolo și ne-a așezat pe culmile împărăției sale. Binecuvântat să fie numele Lui! Poate exista o schimbare de poveste în dimineața aceasta. Din cea mai mare tragedie să se nască cel mai mare triumf. Noi nu avem, Doamne, multe. n avem posibilitatea să plătim uneori tot ce trebuie, dar avem numele lui Isus Hristos în care este atâta putere. Binecuvântat să fie Domnul. Putem primi, dragilor, promisiunile lui Dumnezeu prin credință, să le revendicăm prin credință. În numele lui Isus există mântuire. În numele lui Isus există vindecare. În numele lui Isus există protecție, binecuvântare, propășire. În numele lui Isus este putere. Numele lui Isus este cheia pentru rugăciunile la care primim răspuns. Când ne rugăm în numele lui, Dumnezeu ne răspunde. Numele lui Isus Hristos deschide ușile cerului. Numele lui Isus Hristos este uns. Numele lui Isus Hristos, dragilor, distruge jugurile robiei. Supune demonii în numele lui Isus Hristos. Numele lui Isus Hristos garantează pace în vremuri de tulburare. Există un sfat minunat în dreptul acestui nume. El este numit Prințul Păcii. Cheamă-l în dimineața aceasta. În numele lui Isus Hristos o nouă zi răsare peste viața ta. O, oh, aleluia! Cu credință în numele lui Isus Hristos totul se poate schimba. Vă invit cu respect să vă ridicați. Și împreună cu mine să proclamăm numele Lui Isus Hristos, dragilor, noi suntem destinatarii promisiunilor Lui Dumnezeu. Și dacă sunteți ai Lui Hristos, atunci sunteți sămânța Lui Avram și moștenitor conform făgăduințelor sale. De aceea trebuie să începem călătoria de a revendica promisiunile Lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește să-și împlinească promisiunea față de fiecare dintre noi în dimineața aceasta. Și în ultima instanță a proclama înseamnă a da mărturie despre El, și despre ceea ce El a făcut pentru noi. Numele Lui Isus este plin de minuni și proclamarea acestui nume este o modalitate de a anunța în mod solemn, public, de a duce la cunoștință publică un fapt de mare importanță și de interes general. Și anume, decretul care a fost dat de Dumnezeu. Iisus Hristos este Domnul. Isus Hristos este Domnul. El este Cel care a fost cu noi în suferință, în ecaz, în lipsuri. El este cel care a schimbat povestea vieții noastre. El care este acela care ne-a scos de sub dărâmături și ne-a așezat picioarele pe stâng. El este acela care ne-a scos din mocir la păcatelor și mărturisim în dimineața aceasta, exact cum spunea cuvântul lui Dumnezeu în Psalmi. Dragilor, marea preocupare a primilor creștini a fost ca numele lui Isus, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să fie proslăvit. Și aceasta trebuie să fie și marea preocupare a noastră, să-L proclamăm pe Isus Hristos în dimineața aceasta, mărturisind lucrările sale minunate. El și-a pregătit un popor care să mărturisească lucrările sale minunate. Altfel, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. înălțați pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toții numele lui. Eu! Mărturia mea este că l-am chemat și a răspuns. M-ai izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, că oricât de nenorocit ai fi în dimineața aceasta, El te aude, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile Lui. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de ei și scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care își pune încredere în El. Temeți-vă de Domnul voi, Sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Pui de leu duc lipsă și li foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă, lipsă de niciun bine. O, Doamne, proclamăm numele Tău în dimineața aceasta. Peste familiile noastre, Doamne, peste țara aceasta, Doamne, proclamăm numele Tău, Doamne. Proclamăm numele Tău peste orice boală în dimineața aceasta proclamăm numele Tău peste orice persoană nemântuită din locul acesta. Păcătoșii să vină să-și plece genunchii înaintea Ta și ridicându-se din cea mai bogată experiență a vieților, să proclame că Isus Hristos este Domnul, că El a trecut la pupitrul de comandă al vieților. Haideți să cântăm despre acest nume și să stăm în prezența Lui. Tendem în dimineața aceasta, pleacă-ți genunchiul înaintea Lui ca să te ridici pe punctul culminant al existenței tale și să proclam că din cea mai adâncă și tristă experiența vieții tale te-a ridicat Hristos Iisus Fiul lui Dumnezeu din cel mai întunecat unghi al vieții tale te-a ridicat Iisus Hristos din cea mai acută depresie te-a ridicat Iisus Hristos cele mai cumplite probleme de familie le-a rezolvat Iisus Hristos el a rezolvat problema capitală a păcatului din viața ta. Proclamă-i numele în dimineața aceasta. Rostește numele lui Isus Hristos pentru că El este un nume uns. Numele Lui, dragilor, produce o schimbare de poveste în dimineața aceasta. Viața ta va fi transformată, va fi ridicată.